Bună ziua, bun găsit, doamnelor și domnilor. Am revenit și noi în noua grilă a TVR Iași, la prima ediție în această formulă și de la această oră, ceva mai devreme decât v-am obișnuit de obicei. Suntem deci la spațiul deciziilor, emisiunea dedicată dezbaterilor politice. Invitații mei de astăzi, cu care voi discuta teme, sper eu, interesante, dar oricum din actualitatea politică, sunt domnul deputat PNL Dumitru Oprea. Bun venit! Bun ați revenit în emisiunea noastră. Și telespectatorilor, să le spunem un Paște fericit, deși nu știu de ce mă duce gândul la Crăciun. La Crăciun. Ei, știm de ce, că ne uităm puțin afară și un alt invitat, doamna lector universitar, doctor Corina Barbaros, de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice. Sărutuna, bine ați revenit și dumneavoastră. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Cum spuneam, vorbim de actualitate și aș propune, domnule deputat, pentru că într-o oră se deschid, mă rog, lucrările filialei Ieșene a PNL-ului pentru alegerea conducerii în această filială municipală de această dată. Aș vrea să faceți un scurt comentariu despre cum a decurs, eu știu, campania în sânul PNL-ului Iași, care mai sunt aici taberele, spre ce formulă ne putem aștepta să ne îndreptăm. Eu nu știu cum să încep, pentru că în perioada asta n-am putut să mă implic în întreaga acțiune a acelei comisii de organizare și desfășurare a alegerilor, fiindcă am reprezentat România la un eveniment internațional ca șef de delegație peste mări și țări. Colegii m-au înțeles și sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă la rândul dumnealor. N-a fost o eschivă, dar oamenii știu ce vor. Nu avem niciun intrus din afara PNL-ului care să candideze pentru a fi șeful PNL pe municipiul Iași. Așa că sunt tot din partid. Și-au definit regulile foarte clar și în seara asta sunt cei care au zis până la urmă da. Este Marius Bodea primul care s-a înscris, apoi s-a înscris profesorul Dobrincu, după care s-au mai înscris Dragomir Tomașeschi, fostul prefect și președinte al Forței Civice, și de asemenea în ultima zi Florin Antohie, un om de presă. Fost jurnalist, dar... Fost jurnalist care este și politician PNL. Deci sunt din curtea noastră. Mai departe ce or face, vom vedea. Bun, dar la nivel comun, că da. De când s-a înființat noul PNL, să spun, sau da. De când s-a desprins aripa ALDE de acolo, oricum, acolo sunt două tabere conturate din geneză, să-i spunem așa, foștii pedeliști și vechii peneliști. Acum, dacă întoarcem mult timp înapoi, eu nu v-aș considera pe noastră vechi pedelist, că ați fost inițial în PNL-ul vechi, mă rog, au fost niște transformări. Nu, eu chiar dacă ar fi așa de dragul de istorie și sunt mulți tineri care astăzi vin la vot și în urmă cu mulți ani, adică asta era în 2001, este data în care eu am intrat prima dată în politica de după 89 ca șef al Partidului Național Liberal Iași, la cererea liberalilor ieșeni. Deci eu am fost președinte interimar, după care am fost ales prin vot în decembrie 2001. Și am fost președintele filialei PNL. Deci la capitolul ăsta aveți dreptate. Iar acum, toți ceilalți nu mai sunt foști, sunt actuali PNL-iști. Că au fost în Forța Civică, s-au cuplat cu Partidul Democrat Liberal, e un aspect. Apoi Partidul Democrat Liberal a fuzionat cu PNL și a fost... Vechiul Partid Național a fost șters din registrul partidelor politice, vechiul PDL a fost șters din registrul partidelor politice, acum există un singur partid, Partidul Național Liberal. Încă dacă vreunul dintre cei, apropo că ar urma o întrebare, dintre cei care vin dintr-o zonă sau alta ar vrea să reia ceva, nu mai au dreptul. Deci, din punct de vedere juridic, dacă juridic, da. Vorbim, dar... Există un singur Partid Național Liberal. Întrebarea care urma este că din fostul Partid Democrat Liberal s-a desprins și un partid Mișcarea Populară. Cu alte probleme, mă rog, e o grada dumnealor. Dar dacă ne ducem la CPUN... Nu, dar mergem aici chiar mai recent decât 2001. Nu, glumesc.
Da. Există și șanse să mai vină dintr-un eventual... Îi primim oricând. Eventual fost PMP. Îi primim oricând. Am înțeles. Doamna lector, cum vedeți ce se întâmplă în Partidul Național Liberal și la nivel național, până la urmă, că sunt discuții, apropo de alegerile care au loc, că și acolo, la centru, sunt niște candidaturi care poate ar surprinde pe mulți. Bine, eu cred că, în general, în politica și nu doar în cea din România, cred că din Europa, că toți suntem într-un context de alegeri și în Franța, înțelegem că apar alegeri și în Marea Britanie, este o problemă de leadership politic. Dar discutând despre România, este o problemă de leadership politic la nivel național și PNL-ul se confruntă cu această problemă, chiar dacă, știu eu, poate domnul profesor recunoaște sau nu, există această problemă de leadership credibil și vizionar și care să reușească să resusciteze partidul și aceeași problemă la nivel micro așa se regăsește probabil și la nivelul Iașului. Deci o problemă care trebuie tranșată, nu poate fi tranșată decât prin alegeri. Acum, ce se întâmplă concret între taberele care se creează inevitabil oricând este vorba despre niște funcții de conducere, dacă, nu știu, ne gândim la alegeri într-o instituție cum este o universitate sau într-un partid, de fapt, în momente din acestea elective, tot timpul există mai multe tabere. Problema este să... Care ar fi taberele în Iași, la PNL Iași, pe care le puteți identifica așa? Păi, probabil fiecare dintre cei care candidează se constituie într-o tabără, așa mă gândesc. Deci am avea cam patru din cât a spus mea sau aveți... Dintre care probabil unii probabil sunt în acel, nu știu, context electiv, cum spuneam, ca să mai rupă poate din voturile altcuiva. Mă gândesc că ar putea avea și un asemenea calcul cineva. Oricum, cele două tabere mai vocale sunt, cred că, tabăra domnului Dobrincu și tabăra domnului Bodea. Așa îmi pare. Da, apropo, că am citit despre o așa zisă cooperativă, nu știu, în tabăra aceea Dobrincu cu domnul Marius Dangă și dumnealui. Știți ce, sau ce reprezintă? Că pare așa, cumva peiorativ. Păi de când lumea și pământul, Moldova și Ardealul și țara românească, pentru a fi, ar trebui să fie împinse, să negocieze și să dea viață actualei Românii. Va deranja că au existat trei părți și toate trei au colaborat? Nu, apropo de denumire și de că putea să-i spună, nu știu, dacă îi spunea sindicatul sau cu alte conotații. Dar ele sunt firești în partide și cred că nu deranjează pe nimeni, decât pe cei care sunt deranjați de concurență. Atât. În rest, cu asta am și început, dacă ați sesizat. Eu am mers pe ideea niciunul nu-i din afara Partidului Național Liberal. Orice regrupare de forțe lăuntrice partidului sunt tot din Partidul Național Liberal. Iar eu mă rog la Dumnezeu ca din toată povestea asta numită alegeri la nivel de municipiu Iași în Partidul Național Liberal să unească și nu să dezbine. Atât. La nivel național, când au loc alegerile la... Pe data de 2 mai. Pe 2 mai. Vă întreb pe dumneavoastră, credeți că rezultatul acestor alegeri din PNL, mă gândesc la nivel național, va schimba și felul de a fi în politica liberalilor? Că după alegerile ultime, pare așa, și mulți spun, poate chiar și din tabăra PSD-ului, că nu există opoziție. Ar trebui să schimbe ceva din atitudinea? Ar trebui să schimbe, ar putea să schimbe. Întrebarea și curiozitatea și a noastră, a celor din domeniul științelor politice și a jurnaliștilor și cred că și a electoratului până la urmă, atât cât mai este de partea PNL-ului, e dacă vor reuși liderii de la centru să-și constituie o nouă echipă, să aducă poate oameni noi sau poate să promoveze oamenii care până la acest moment nu au fost în prima linie. E nevoie de o schimbare acolo de resurse umane, de credibilitate pe zona de resurse umane. Nu știu, poate ar trebui să facă un fel de headhunting, ceea ce au făcut useriștii, așa, într-o manieră rudimentară, pentru că e clar că acel partid încă nu are exercițiul puterii, e departe de cum se face politica la nivel național, dar maniera aceasta de headhunting, de vânătoare, da, de profesioniști, au realizat-o într-o manieră, zic eu, admirabilă. Ar trebui să fie, din acest punct de vedere, USR-ul o inspirație, poate, pentru PNL, care poate să facă o recrutare de resurse umane la un alt nivel, au un alt bagaj istoric
o altă anvergură până la urmă, fără un congres reușit, fără o echipă credibilă. Eu cred că acest partid, nu știu, o să sune așa cam trist, poate sumbru, poate pesimist, cred că nu prea are viitor. Da, mai rezistă aici, poate încă un... Chiar da, vă contrazic. Spuneți. Nici n-aș vrea să semănăm cu USR-ul la capitolul ăsta, fiindcă ce se întâmplă la ei este foarte... Prea tineri. Și eu mi-aduc aminte de Partidul Liberal Democrat, că am avut un debut asemănător USR-ului. În 8 luni am făcut 8,4% în România, în municipiul Iași, am avut cel mai mare număr de votanți pe municipiul Iași, în 8 luni. USR-ul acum are prea mulți șefi și culmea îi taie susținerea celui care a fost inițiatorul, Nicușor Dan. Și am văzut și eu zilele astea. Adică la capitolul ăsta n-aș vrea... să îi gelozim pe cei de la USR. Vreau să mai îmi răspundeți la o întrebare. Da. Da. Amândoi, a fost o experiență bună sau, mă rog, da, benefică această conducere bicefală în PNL cu domnul Blaga și doamna Gorghiu în faza inițială de fuziune? Și fuziunea asta chiar s-a întâmplat sau e tot un amalgam mai mult și nu s-au lipit chiar toate? Este ca și cum ați întrebat doi tineri căsătoriți dacă țin mai mult la familia lui sau a ei sau în ce formă. Dom'le, în momentul în care, unul conduce, în momentul în care te-ai căsătorit, doar în fața stării civile ai ieșirea prin divorț. Ori, și dacă ne merge bine și dacă ne merge rău, noi suntem, cum am spus mai înainte, un singur Partid Național Liberal. Aveți dreptate că acele grupuri, că noi suntem mai cu moți, foștii pedeliști în anumite zone ale țării, există ca discuții. În alte zone ale țării există liberali. Îmi place mie să le spun liberalii de rit vechi. Sunt cei care au fost la început în Partidul Național Liberal. Deci astfel de discuții sunt și comportamente un pic mai tensionate. Dar până la urmă, la întrebarea ce a spus-o dumneavoastră, nu era o altă variantă decât aceea de coabitare printr-o recunoaștere, măcar așa, de dragul respectului reciproc, un copreședinte de la PDL și unul de la PNL. Dacă timpul ar fi fost un pic mai generos cu noi, dacă noi am fi făcut lucrul ăsta mai devreme și porneam cu, să zicem, un Crin Antonescu pe vremea nesupărării lui pe partid, cred că soarta Partidului Național Liberal era alta. Deci a fost coabitare, n-a fost căsătorie, cum a spus. A avut o influență, să spun, negativă, nefastă, această conducere bicefală a PNL-ului după alegeri? Din punctul meu de vedere, da. Cred că a ajutat la început pentru o mai bună administrare a bazei teritoriale, cred, cumva. Bănuiesc că acesta a fost și motivul principal pentru care au ales să fie împreună. Faptul că reușeau să își gestioneze mai bine filialele în felul acesta, poate să aibă o mai bună implantare teritorială. Însă, pe termen mediu, cred că liberalii au avut de pierdut la capitolul imagine. Cred că nu au reușit să coabiteze, cum spuneți dumneavoastră, tocmai armonios și cred că au fost frânturi și în privința strategiei. Așa se vede din exterior. Poate în interior v-ați înțeles, din exterior și rezultatele electorale confirmă că ceva s-a întâmplat. Da, și că unii aveau încredere în domnul Blaga mai mult decât... Nu, stați o secundă. Nu mai trageți domn Semacan. Nu a fost chiar așa. Noi am câștigat președinția României în formula asta de dublă președinție. Ați uitat? Cu Vasile Blaga și cu Alina Gorghiu. Și președintele României a fost pus de Partidul Național Liberal. Nu se numea aripa aia sau aia. Dar apoi aveți un pic de dreptate. La dreptatea o aveți într-o formă clară. Nu există dreptate absolută. Da, nici domnul Iohannis n-a câștigat doar pe... Permiteți-mi să intervin apoi. Imediat. Dar eu m-am simțit foarte bine atunci când Albastru de Voroneț, de Suceava, a coborât și în județul Iași. Și asta a coborât pe vremea copreședinției. Dar apoi, de ce vă dau dreptate? Au început disputele. De fapt, cine a fost, cum erau copiii la șotron? Când unul spunea că e primul, era altul primul și altul spunea, eu sunt cel mai primul. Disputa asta, între ghilimele, cu cine a fost cel mai implicat în alegerea președintelui, a creat subiecte de discuție. Ați avut și șansa unei candidaturi din partea cealaltă, mai puțin
inspirate, poate, și pe valul acesta de emoție s-au adunat și voturi în tabăra PNL-ului, nu neapărat pentru o convingere. Dar rezultatul pe județul Iași, deci pe județul Iași, să fie peste 50%, este al PNL Iași, nu al președintelui. Din punctul ăsta de vedere, sigur, vă dau dreptate. Doreați să comentați și noastră. Da, doream să spun așa, că a contat foarte mult în alegerea președintelui Iohannis. Acel moment de marketing politic, de fapt, s-a transformat într-un moment de marketing politic, acel trigger emoțional cu ceea ce s-a întâmplat în diaspora. A fost un moment foarte, foarte important, acela care a schimbat cu totul, nu știu, peisajul electoral, așa, din acea perioadă. Aici aș mai avea de adăugat, de fapt, încă ceva. Politicienii din PNL, de fapt, sunt în manualele noastre de argumentare, undeva în ceea ce se numește eroare de argumentare, în baza diviziunii și a compoziției. În ce constă această eroare de argumentare? Spunem așa, Simona Halep, dăm un exemplu oarecare, imediat o să vedeți unde ajung. Simona Halep a câștigat campionatul cu tare. România a câștigat campionatul cu tare, dar este o eroare de argumentare bazată pe compoziție. Cineva, o persoană a câștigat și trecem că a câștigat toată România. Sigur că România, nu știu, o susține, că vine din România, că apare steagul României lângă numele ei. Exact aceeași eroare de argumentare o folosesc și reprezentanții PNL-ului în discursul public, dar este firesc, justificat și foarte bine că o folosesc, pentru că încearcă să-și atragă capital politic. Bun, opusul acestei erori de argumentare s-a opus. În balanță cu această eroare de argumentare vine cea de diviziune, în care, nu știu, Steaua București a câștigat meciul, X fotbalist de acolo a câștigat. A câștigat echipa, nu neapărat el. Da? Duceți în zona stakeholderilor, grupurilor de interese, așa cum e tradus în management proiecte, prin care și cel din județul Teleorman, care n-a avut nicio treabă cu Simona Halep, se mândrește că a câștigat România meciul nu știu care. Ori noi aici, în grupul ăsta de interese, am pus suflet. Noi am făcut ca județul Iași roșu, să fie albastru. Bun, și atunci asta este o componentă trăită. Nu este una indusă, nu una care vine așa pe poarta din dos. Noi ne-am implicat. Bun, eu zic că pun suflet alegătorii. Nu neapărat roșu a pierdut, că poate și din... Asta probabil că se poate aplica un soi de... Întrebați-i pe ei dacă au pierdut sau nu. Se poate aplica un soi de principiu holografic și aici, de la puțin în orice caz, aș vrea ca în toată viața, viața lui, a Partidului Național Liberal, să piardă așa cum a pierdut la alegerile lui Iohannis. Și eu cred 2020. Că înțelept pentru orice partid, că tot vom avea o reconfigurare a PNL-ului în curând, înțelept pentru orice partid este să se raporteze, să-și ia energia, dacă dorește, și inspirația și entuziasmul dintr-un moment de succes electoral, precum cel cu alegerea președintelui Iohannis, dacă acela este momentul inspirațional, dar să se raporteze și să-și facă strategii în funcție de ultimele alegeri, pentru că acelea sunt poza cea mai fidelă a stadiului electoral, să zic, în care se află partidul respectiv. La Cuza era un profesor care preda filozofia prin folclor și întărea zicerea asta: pe drumul care mi-e drag, treabă n-am, dar cale-mi fac. Deci dacă mie mi-e drag să povestesc toată viața de aici, 2014, de ce să ocolesc momentul ăla? Păi și dacă n-am treabă, îmi fac cale pe acolo. Sigur. Bun, dar treceți și prin 2016, după aia, ca să vă mai răcoriți puțin. Când vreau să mă indispun, trec și pe acolo, dar mă simt prea bine în 2016. Vă propun să rămânem puțin la alegeri. Dacă și în 2020, treceți prin 2016. Vă propun, dacă tot am ajuns la alegeri prezidențiale, să ne ducem puțin mai înapoi în 2009, că iar o discuție acum de actualitate. Se propune constituirea unei comisii de, nu știu, anchetarea rezultatului alegerilor. Liberalii nu prea sunt de acord cu chestia asta. Au oltenii o vorbă. Dragnea este cumva oltean? Vorba oltenilor știți care este? Foaie verde băț, de n-ai treabă făți. Deci Dragnea n-are treabă acum, domnule. Fiindcă prea intră... Vorbim și despre ce treabă oamenii ăștia care au ieșit în stradă și oamenii care sunt neutri de politicieni vor promisiunile alea să devină realitate. Și nu vedeți că nu prea mai vin? Povestea cu salariul, și din câte am înțeles, vreți să abordăm și subiectul ăsta. Da, să ne oprim deocamdată la chestiunea deci, cu 2009. Ăsta n-au învățat nimic din folclorul popular. Când vine zmeu și nu știu mai ce, aruncă perea, nu te mai dau înapoi. De ce să se ducă înapoi în 2009, când Curtea Constituțională a României
a dat o decizie că alegerile respective, momentul respectiv a fost unul ok, fără niciun viciu. Ce dar să... nu există posibilitatea să se fi înșelat că au apărut în spațiu public altfel de declarații auziți, și altfel de... Dragnea este bolnav de șefită. Pentru că oltenii sunt cei care au creat autoturismul cu 5 locuri în față. El acum ce ar vrea să fie? Un fel de Chioveși, cine să mai fie, și Lazar și alta, într-unul singur, ăla să numească Dragnea, ca să aibă și el plăcerea de a judeca pe cine. Vezi că l-a mai acuzat și domnul președinte, că l-a acuzat. L-a pus în Oltenia, cine? Dar nu prea e în Oltenia acolo, în Teleormanul. Da. Bun. Știți, în partea de sud a țării, în mod eronat, să știți că oltenii sunt aiurea în tramvai, chiar și argeșenii, care nu se recunosc. Da, cum dar, nici buzoi, nu, da, buzoienii nu se recunosc, sau brăileni mai mult înspre partea asta noastră. Povestea este cu Galațiu în Moldova. Ei nu se recunosc moldoveni. În fine, dar eu acum vorbesc despre chestia asta. De ce să creezi un astfel de... Dar se va crea, bănuiesc. Se va crea. Noi avem miercuri, printre altele, într-un plen reunit și subiectul ăsta, cu crearea unei echipe de analiză, ca și cum românii săraci, toate solicitările lor, toate promisiunile lor le-au fost onorate și acum a mai rămas asta să vedem dacă în 2009, după ce curtea a spus că a fost ok, constată și Dragnea că e ok. Vrea și el să judece un pic, dar ce? Nu știe nici el ce. Deci va fi creată o comisie. Ai noștri de la PNL și alte grupări politice s-au opus ideii de a pierde vremea pentru așa ceva. Mai degrabă, dacă ar fi dat drumul legii privind salarizarea unitară, și nici asta nu este dată în formă publică. Revenim și la salarizarea unitară. Dar subiectul ăsta, ca să închei... la comisie se va... Da. Se vor aduna anumite probe care vor conduce spre o altă concluzie, că s-a înșelat inclusiv Curtea Constituțională, că sunt indicii că, păi nu Dragnea, știu, Dragnea, că la Paris nu s-a putut vota Dragnea așa cum a jurat. Pe ce? Nu, stați o secundă. Dragnea, de ce se dezice de jurământul lui când a zis că orice spune și a spus Curtea Constituțională devine literă de lege? Păi dar el de ce acum este împotriva literei de lege care a spus clar decizia curții? Nu s-a întâmplat nimic, totul a fost ok. Dar acum vă spun, nu o să se întâmple, domnul Trofim, absolut nimic. Pentru că de ce te legi? Că au avut nu știu ce. Păi da, noi, legislativul, ne transformăm în judecători? E regina, domnule, lumea nu asta așteaptă de la legislativ, domnule. Așteaptă legi care să pună în valoare promisiunile electorale ale celor care au a creat niște așteptări. Așteptările alea ar trebui să fie onorate. Eu vă spun acum la școală, mă doare sufletul că la Universitatea Cuza, Universitatea, neavând suficienți bani ca să dea majorările salariale promise de guvernarea actuală, este văzută de colegii mei din universitate un pic ciudat. Păi dacă tu ai promis ca guvern, dă banii din buzunarul guvernului și nu-i da din buzunarul universității, dacă i-are, fiindcă nu i-are, nicio universitate nu i-are. Deci astea sunt lucruri care ar trebui să fie discutate. Le discutăm puțin mai încolo. Așa e în România, vrei să îngropi un lucru, faci o comisie. Mi-aduc aminte că am vrut să știm și adevărul despre Revoluție. S-a înființat acea celebră comisie condusă de răposatul Sergiu Nicolaescu și n-am aflat... cine a tras noi? Bine, mai degrabă acum cred că alegerile erau îngropate. Încearcă să dezgroape ceva această comisie sau îmi pare, cred, aici, eu cred că dacă a fost ceva în regulă atunci, n-are importanță că mai avem multe alte lucruri de rezolvat în această țară. Lucrurile pot fi rezolvate concomitent. Dacă ceva a fost într-adevăr fraudulos acolo, ceva a fost neînregulă, faptul că a trecut momentul acela nu înseamnă că gata, s-a șters. Curtea Constituțională s-a exprimat pe documentele și pe chestionarea pe care a avut-o la acel moment.
bazată, după cum spuneam, pe niște documente. Dacă au apărut alte informații, nu doar, nu știu, un chef anume al lui Dragnea sau a, nu știu cui, de a-și reconfigura puterea sau știu eu, de a dovedi ceva, dacă a reapărut o informație care e însoțită de probe, atunci e normal să se ancheteze. După părerea mea, așa cum privesc eu peisajul comunicațional politic din România, îmi pare un fel de diversiune, îmi pare un subiect care ar putea acoperi alte subiecte, care ar putea, nu știu, face anumiți lideri să pară mai puternici decât sunt. Deci, pur și simplu, un subiect care nu mi este foarte clar unde duce și când nu este clar de unde a început și încotro se îndreaptă, trebuie să fie ceva în regulă cu acel subiect. Da, pe scurt, un pic și închei. Ei au avut probleme cu Chioveși. Dar nu numai ei. N-au putut să-i pună călușul în gură și acum cred ei că o să reușească venind la raportul lui Dragnea, în ce calitate, fiindcă Dragnea, în primul rând, văd că și uită ce este, domne. El a lansat propunerea legislativă față de salarii. Aseară este ăla care sună din corn și vrea să adune ce? Guvernul lui Grindeanu. Și Grindeanu spune, ba, scuzați, ministrul justiției nu a greșit, domnule Dragnea, președinte de partid. Eu, ca premier, spun că n-a greșit. Ce naiba să mai priceapă telespectatorii? Cine mai conduce? Păi Dragnea, în ce calitate? De șef de partid o cheamă pe Chioveși? În ce calitate? Păi nu știu, va face parte din comisie? Poate nici nu va fi în comisie. Păi nu, dar se vrea președinte. Iar dar este el ca președinte de cameră, care da. Numește premier, vă închipuiți că este un fel de harababur acolo, te doare capul. Da, dar nu contesta alegerea domnului Iohannis. E vorba de alegeri în 2009. Dar nu vorbesc de Iohannis sau președinte. De Iliescu, eu vorbesc de principiu. Dar nici de Băsescu nu vreți să vorbiți. Nu vorbesc, a vorbit și tot în contextul ăsta. Chiar m-ar interesa ce impresie v-a făcut declarația recentă a domnului Băsescu. A luat și el mită, așa era în tranziție, acum mai luăm viața. Ce mită? Păi nu știu, a dat un exemplu generic. Așa era în tranziție, e pe calapodul, s-a furat în 2009, ce vrei să facem el acum? Nu mai putem răspunde și nu cred că scapă vreunul nepedepsit, indiferent cum s-a afirmat și mai înainte aici. Cine dar ce a vrut să spună indiferent? Cu chestiunea păi asta? Că l-ați, bănuiesc că l-ați auzit și, că a fost... Până și ai dumnealui PMP-ul, sunt vreo doi care au țipat. E punctul de vedere al domnului Băsescu, nu președintele Băsescu. Și ce a zis domnul Băsescu? A domnului Băsescu de acum. Și pe Turcescu și pe colegul nostru din Republica Moldova, care a sărit aseară, supărați fiind pe președintele Băsescu. Dar eu n-am motiv să mă supăr, fiindcă e partidul lor. Cum vi s-a părut declarația domnului Băsescu, pe care am citat-o aproximativ, dar ideea s-a reținut? Păi, relativizează totul așa. Am luat, poate știu, sau a luat cineva mită la un moment dat, dar dacă nu a recidivat în acest comportament, poate ar trebui să-l iertăm. De fapt, pe parcursul mandatelor sale, domnul Băsescu avea aproape ca o tehnică așa de comunicare, o pornire de a-și pune cenușă în cap din când în când, de a relativiza lucrurile, de a nu fi albe sau negre, când probabil uneori sunt albe și negre tranșate de lege, și de a-și pune cenușă în cap. Poate am greșit acum, n-am știut, nu știu când, că s-a întâmplat ceva, o lege, dar voi corecta lucrul acesta. Cam așa punea problema în multe situații, apelând la un fel de, iarăși, la un fel de stimulent emoțional așa în cadrul masei. Nu fiecare dintre noi mai greșim din când în când cu câte ceva și de aici poate o oarecare empatie și mai multă îngăduință și față de greșelile aleșilor noștri. Nu-mi dau seama unde vrea să ajungă cu asemenea declarație. Văd că vrea să grațieze, dacă se poate, prin tot felul de amendamente, o grămadă de categorii. Aici s-ar situa în tabăra PSD-ului ca să... Spune că și... Tabăra sentimentală. Și corupția așa, este o chestiune care trebuie discutată și dacă s-a întâmplat doar o singură dată și și-a îndreptat comportamentul așa, că trebuie să o, spune așa, corupția ar trebui să o încadrăm aproape, nu știu, istoric în tranziție și de aici să devină poate justificată, nu știu. Dar nu e cumva și o reacție la frenezia de 2-3 ani a DNA-ului? Care a cam tăiat în carne vie. Acum unii spun că a și
făcut exces de zel în sensul rău, adică în sensul că s-au făcut abuzuri. Acum mi-a venit o altă idee. Ar putea fi și o declarație care să-l facă simpatic pentru anumiți colegi parlamentari, poate colegi din politică, colegi din partid. Este îngăduitor cât de cât domnul Băsescu cu corupția. Nu mai este cel care era vehement împotriva corupției, care încerca să construiască instituții puternice împotriva corupției și tot așa. Ei, și-a îndulcit tonul. Le-a construit poate... prea puternice? Sau... Nu știu, se spune așa că în teoria sistemismului, în momentul în care construim un sistem, trebuie să știm să-l și desfacem la un moment dat. Pe măsură ce construiești ceva și acel ceva devine din ce în ce mai complex, atât de complex încât nu-l mai pot desface la un moment dat. Se auto-organizează și intervine sinergia faptelor. Tocmai ați dat explicația. Posibil așa să se fi întâmplat lucrurile. Așa e cu sistemele astea complexe. Nu, hai să și închei rapid. Gândiți-vă pe ce fond a apărut domnul Băsescu președinte. Eram rectorul universității și ultima întâlnire... Vorbeți de 2004 sau 2009? Ultima întâlnire a ultimelor zile de președinție a domnului Constantinescu l-am avut în Senatul Universității. Asta a fost în 2000. Deci când a încheiat... Domnul Constantinescu. Exact, da. Și dumnealui atunci a primit niște reproșuri de la colegi. Domnule președinte, aveați nevoie de încă... Aveați 15.000 de specialiști. De ce n-ați mai apelat la vreo câteva mii? Că eram și noi de la universitate interesați. Fiindcă dumnealui a făcut declarația că l-a învins sistemul. Da. Pe fondul ăsta a venit un Băsescu dornic de a demonstra că sistemul este reglabil. Cum? Ca pe vapor, probabil. Și atunci sistemul creat de el e unul care a creat o stare de euforie la cei care vor cu mușchi, forțe și ca în filmele din vestul sălbatic la început, după care iată că se ajunge la punerea unor întrebări la care lumea vrea răspunsuri. Eu știu. Păi asta e, de asta și ancheta asta pe 2009. Acum nu știu, nici eu nu sunt prea optimist că se va recunoaște vreo fraudă atunci, că atunci se complică multe alte lucruri. Probabil toate documentele semnate de administrația prezidențială sunt compromise. Știți, e un banc foarte vechi. Cu vremea Gigel comuniștilor? Cu, sau? Nu, de pe vremea, cred că și la comunismul, dar era asta cu Gigel. Ce-i mai lipsește acasă? Și el spune... Când a venit tata acasă, a zis că a primit o amendă de la polițist. De cât? Și mama a zis, asta ne mai lipsea. Deci, da. În rest, de toate aveau. Ca și Gigel, domnul Dragnea consideră că asta ne mai lipsea nouă acum, să ne apucăm de judecări și nu de legiferări. Așa crede dumneavoastră. E o ingerință în puterea judecătorească, asta da. Puterii da. Legislative, da, da. Considerați. Eu o consider așa, iar și punctele de vedere. Observați că și domnul Tăriceanu și domnul Dragnea, cei doi forțoși, deci după președintele României, domnul Tăriceanu este al doilea, domnul Dragnea al treilea. Culmea, nu poate fi premier, dar poate fi președinte în caz de restriște și jale. Legile sunt ciudate. Hai, domnule, să le reglăm. Păi asta trebuie să faceți. Hai să le reglăm, dar nu să judecăm. Asta vreau să spun. Am bine, înțeles, totuși, în Constituție, pe lângă funcția, atribuția aceasta de legiferare, Parlamentul are dreptul să constituie și comisii control. De anchetă, are. De control pe diverse teme, pe diverse, păi, nu știu, și și-a momente. Exercitat atribuția. Nu, el ar vrea asta, să fie măcar... un pic de Chioveși. Vrea și el un pic. Dar noi l-am avut în Moldova pe Amariei, la PNA. Cea mai mare pensie, din câte știu eu, și îmi cer mii de scuze, comentează lumea, cea mai mare pensie în Moldova este a domnului Amariei, care a fost șeful PNA-ului, șeful, da. PNA-ului. Și tot din Moldova, domnul Șuhan de la Botoșani, adjunctul dumnealui. Sunt moldoveni de-ai noștri. Și bun, și s-a reformat PNA-ul. Păi, de acolo a ieșit. Și acum vrea PNA-ul. Și el, Dragnea, dacă n-a apucat să fie la PNA și nici la DNA, vrea să fie un pic Chioveși și el. Bun, vă propun să încheiem discuția despre aceste chestiuni, ca să ajungem la ce ați și amintit deja. Sunteți în comisia de muncă și protecție, sau cum se numește acum, protecție socială, nu știu dacă e chiar. Și e pe agenda, aveți pe masă, acum nu știu cât aveți. N-avem nimic.
Păi, despre ce vorbesc cu oamenii ăștia de vreo lună jumate, două? Despre nimicuri, legea salarizării unice. Sub semnătura Dragnea. Deci niște nimicuri care au semnătura lui Dragnea se găsesc pe site-ul Partidului Social Democrat. Deci acum vorbesc foarte serios. Nu există o propunere legislativă făcută de un grup politic. Nici grupul PSD. Deci îmi spuneți că în comisia de specialitate din cameră nu s-a discutat cu... Nu. Deci, noi dar lumea așteaptă niște salarii mărite, noi... măcar de la unii de la 1 iulie, de unii de la 1 ianuarie. Expresia nu o corijez deloc. Noi am făcut rost de propunerea asta prin faptul că eu sunt vicepreședinte la Comisia de Muncă și de la președintele Comisiei de Muncă am făcut și eu rost de propunerea domnului Dragnea. N-are decât semnătura dumnealui. Care este dată în curtea PSD-ului pentru a fi comentată. Dar nu e suficient. E președintele Camerei, totuși. Nu va ajunge semnătura domnului Dragnea. Nu, dar dumnealor nu-s mulțumiți cu asta. Ce vor să facă? După ce o amendează cei de la PSD, o fezandează, o dospinează, o dospesc, pardon, fiindcă așa a zis președintele Dragnea, au pus-o la dospit, poate un fel, doamne, ca pe lapte la fiert. Ei, eram preajma paștelui cu cozonacul. Okay. Dar știți, îl vede azi, îl vede mâine, dar mâine, el a trecut de acum deja de a treia săptămână de la promisiunea făcută. Nu s-a transformat în altceva. Deci, în formula existentă pe care noi ducem în derizoriu. Am luat, am citit, știm articole foarte importante, știm ce vizează, știm și așteptările oamenilor, știm și faptul că la articolul 44, de exemplu, al propunerii legislative a domnului Dragnea, sunt vreo două pagini și ceva numai de abrogări ale ordonanțelor de urgență din 1990 și până în 2017. Și știți ce se abrogă? Toate măririle de drepturi salariale ale românilor ca să le ducă la zero, după care creșterea o să aibă loc în 2017, 2018 de fapt, 2020, 2022. Aseară m-a sunat un prieten de prin partea elaltă de țară, știind că vicepreședintele comisiei, m-a întrebat, așa este că și nouă ni se ia nu știu ce? Și am zis, domnule, nu vi se ia, nu vi se mai dă, până când legea asta produce efecte, până în 2022, nu vi se mai dă nimic. Și adică cum e asta? Nu-i de rău, adică nu vi se ia tot. Se creează niște stări de confuzie. Și n-aș vrea ca telespectatorii să mă înțeleagă greșit. În primul rând... Bine, nici eu nu vreau să fiu avocatul PSD-ului, dar o explicație ar fi că sunt niște discrepanțe, unele chiar aberante sau, mă rog, evidente, care trebuie corectate într-un fel... Dar noi am avut propunerea asta de lege cum să le corectezi? De 2 ani am avut-o și noi, deși noi vrem lucrul ăsta. Dar ca lucrurile astea să se rezolve... Păi probabil domnul Amariei nu o să mai aibă pensia așa mare dacă se corectează. Zic, ați dat exemplu ăsta. Nu, dar eu n-am spus-o cu maliciozitate. A luat-o legal, nu... Păi... Și dacă legea va fi alta, nu cred că se va schimba încât să aibă ceva cu anumite... Dar avem vreo șansă să dați o lege a salarizării unitare care, mă rog, să fie... să rămână așa o perioadă bună că... Știți cum e? Când vine rândul, se schimbă regula, că tot s-a schimbat și tot... Nu știu dacă l-ați văzut pe domnul Bogdan Hosu zilele astea, care nu este la PNL. Și cred că nu este nici la PSD. Este un războinic al luminii sindicale. Da. Cum și mulți alții pe care îi cunosc. Da, vă mai uitați la ce spun și sindicaliștii sau îi ascultați și vorbesc așa, în general, parlamentar? Da, să știți că și în mandatul trecut, la Comisia de Educație, până când nu fiecare punct de vedere al sindicaliștilor care erau pe preuniversitar, pe universitar, ajungea la noi, nici nu concepeam să dăm drumul unei propuneri legislative. Pentru că majoritatea vin din domeniile pe care le acoperă și ca profesioniști. Da, dar vă întreb, concret, luați în calcul și propunerile lor sau îi bifați, dar domnule, m-am consultat, am avut... Asta trebuie să-l întrebați pe domnul Dragnea acum. Bun, acum o să-l întreb pe domnul Dragnea. Eu v-am spus, ocazie, la comisiile... Vă întreb în principiu cum se lucrează la comisii. Și la noi, să știți. Și la noi, practic, lucrurile astea nu pot fi dezbătute până când reprezentanții sindicatelor cheie, dacă nu chiar toți, și societatea civilă trebuie să spună punctul de vedere. Deci,
am senzația că în curând pe ecrane o să apară propunerea legislativă cu domnul Dragnea și câteva sute de colegi din Parlament, că sunt de la PSD sau de la ALDE, vor semna alături pentru propunerea legislativă. Propunerea respectivă va ajunge la comisii. Comisiile au voie să facă amendamente, societatea civilă poate să facă asta, dar va mai dura. Dumnealor au promis că de la 1 iulie legea poate să producă efecte. Să dea Dumnezeu să producă. Cine ar fi ăla care să se bucure că românii n-ar lua niște drepturi mai corect adjudecate cât mai rapid? Da. Vă întreb și pe noastră, cum vi s-a părut din perspectivă comunicațională a PSD-ului această lege a salarizării unitare? Ne oprim doar la ea, că e pe tapet de mai bine de, sau aproape două luni, dacă... Deci, tehnic, matematic, nu pot să o comentez, dar totuși domnul profesor a spus un lucru foarte interesant și foarte important legat de faptul că nu există această lege în comisie pentru analiză la acest moment. Totodată, eu observ pe agenda publică următorul fapt. Tot felul de măsuri economice, fiscale, de fapt, țin, nu știu, jurnalele de știri zi de zi, zi de zi. Dacă ieri alaltă era, auzeam despre impozitul pe profit, care nu vorbim se mai plătește despre, la sursă, trebuie să mergem personal și mai avem niște deduceri de la, nu știu, abonamentul la fitness până la, nu știu, câte alte lucruri putem să până deducem. La meditația până la meditație, sau... până la tot felul. E o listă foarte, foarte lungă și e și mai bine dacă facem deducerile acestea. Astăzi am auzit altceva, că nu mai plătim nici contribuția pentru șomaj, nu se mai plătește nici la sursă, se pierde undeva pe parcurs și nu e clar ce o să se întâmple. Și ce sunt astea, fumigene în comunicare? Sunt, nu? Ne aglomerează sunt tot, cu tot felul sunt, de... Este clar că e greu de înțeles pentru omul de rând, nespecializat în aritmetică așa prea mult, omul care e departe de economie, de macroeconomie, nu înțelege filozofia și tot felul de calcule bugetare. Și atunci, în baza acestei necunoașteri și a faptului că nu avem disponibilitate de timp să căutăm să înțelegem bugetul, chiar dacă să spunem că poate am putea să înțelegem, atunci tot ce vine sub forma mesajelor de comunicare partinice devin poate credibile sau cel puțin sunt, nu știu, niște mesaje care iau ochii publicului. Dar cui nu-i convine să aibă să plătească mai puțin impozit? Cui nu-i convine să-i se mărească salariul în câteva luni și tot așa în tranșe până în 2020? Deci sunt mesaje populiste, aș spune, neexplicate, voit lăsate a fi vagi, pentru a fi construite ulterior explicații de către, știu eu, media care asigură sprijin pentru o anumită parte politică. Da, nu au scăpat cumva hățurile pe undeva de a fost nevoie să apară la ultima ședință de guvern premierul și să spună stop, de acum vreau să aud despre proiectele astea pe ministrul finanțelor, despre mediu pe ministrul mediului, despre sănătate. Dar cred că aici nu e o sincronizare între mesajele. Și... Da, nu e o sincronizare între mesajele transmise de partidul aflat la guvernare. Dacă probabil directiva de comunicare ar fi săptămâna aceasta, vorbiți cu toții despre impozitare în termenii aceștia, trei fraze scurte, clare, rerostogoliți cu toții pe la televiziunile la care mergeți, lucrurile nu ar deraia în felul în care se întâmplă acum. Însă probabil că n-au o strategie de comunicare bine pusă la punct pe mesaje și pe, nu știu, poate o gradualitate așa a mesajelor. Săptămâna asta ne dau ceva, săptămâna viitoare sau peste o lună adică ne încântă cu altceva. Strategia inversă, întâi informația șoc și după aia o mai diluăm. Da. Observați că și în cazul de față discutăm despre ceva ce nu există. Dar sunt niște intenții în domeniul acesta. Ați văzut propunerea legislativă încât eu sunt din deformație profesională expert contabil. Nu pot să discut despre o tranzacție dacă nu văd documentul suport al tranzacției. La fel și aici. Nu pot să vorbesc despre pielea ursului din pădure dacă nu știu nici cum arată ursul și nici dacă el mai există prin Carpații noștri. Deci, lăsând gluma deoparte, nu există nimic, nici măcar o ciornă pentru o astfel de propunere legislativă. Și atunci ar fi prea multe povești, care mai de care, mai îndulcite de diversi miniștri. Iar aseară când a sărit Grindeanu și a zis, măi, doar că n-a fost ăla cu ciocul mic.
Doar cam așa nu s-a exprimat. Îmi cer mii de scuze față de telespectatori. Dar a zis să nu mai vorbească niciunul despre povestea asta decât Viorel Ștefan. E clar? Păi da. Despre ce să vorbească? Nu e normal să fie așa dacă... Da. A ieșit și domnul ministru de finanțe și nu prea a fost clar. Adică nu știu, n-aș să traducă pe ce să traducă domnul dacă nu există? Ce să traducă dacă nu există? Nu există propunerea legislativă. Da, uneori putem fi neclari în mod deliberat. Deci mă pot exprima clar dacă doresc, dar totodată mă pot exprima neclar dacă am această intenție să zăpăcesc publicul, să nu mai știe românul. De unde vrea să-i bage în ceață pe mai multe fronturi. Deci, în orice caz, la acest moment, electoratul PSD-ului este cât de cât mulțumit. Promisiunile acestea, logice, ilogice... Pentru că măcar la nivel de așteptări. Dacă e vorba de un bănuț în casa omului, cine îl pune cu patimă politică este un criminal. Orice om care face politică, dacă se gândește la omul care este în preajma lui și care nu face politică, abia așteaptă să-i dea un bănuț în plus. Fiindcă oamenii au avut creată o astfel de așteptare. Iar ea nu se împlinește. Aici este. Da, aici o strategie, cred că, periculoasă a celor de la PSD. Mă gândesc că logica acestor mesaje este de a asigura electoratul, publicul larg, masele, că lucrurile sunt în regulă, se vor întâmpla toate cele promise în program, că tot asta se spune, programul, nu? E mantra lor. Da. Dar, pe de altă parte, crește și foarte mult. Și-au încălcat promisiunea. Dar în momentul când cresc foarte mult așteptările și dezamăgirile, e posibil să fie foarte, foarte mari. Deci, cu cât cresc mai mult valul acesta de așteptare, de optimism, cu atât și căderea putea fi mult mai dură. Săptămâna asta, în Camera Deputaților, am deranjat foarte mult pe colegii noștri de la PSD, dar în același timp i-am apreciat. În mandatul anterior ca senator, am trecut o propunere legislativă făcută de dumnealor în septembrie 2016, în plină campanie electorală, cum să creeze 500 de creșe și erau lista... erau comunele, toate localitățile cu creșe. Cine era nebun de la noi, de la PNL, să nu voteze o astfel de propunere legislativă creșe? Că toată lumea spune, nu mai sunt creșe în România. Și am votat. Ca acum, săptămâna asta, marți, să ne trezim că la propunerea legislativă a PSD-ului, cei care s-au opus propunerii PSD-iste au fost PSD-iști. Da, și-au picat proiectul. Nu? Și-au picat proiectul. Și atunci am întrebat, oameni buni, ce să mai creadă omul de acasă? Că aveți un proiect de 2500 de creșe. Dar acum astea 500 deja aveau proiectul legislativ trecut de o fază. Trecuse de Senat și urma doar asta, vot final, și începeau 500 de creșe. Ce să mai creadă? Și atunci oamenii, chiar dacă sunt la PSD, să simt bine, credeți? Nu. Da, pentru că nu mai avem foarte mult timp și dumneavoastră m-ați făcut să înțeleg că asta cu salarizarea e poveste deocamdată, asta cu schimbarea impozitării și cu fiscalizarea sau cu fiscalitatea în altă formulă. Încă n-am intrat în detalii. Da, păi așteptăm să vedem proiectul. Dar totuși ce aveți concret acum în lucru în cameră? Că vedem. V-aș propune eu, că am văzut că ați avut o interpelare. Okay. E oportună asta? E de actualitate chestiunea cu Bitcoin-ul? Cu, domnule, suntem criminali de inconștienți. Știu că ați adresat o întrebare. Deci am pus întrebarea asta, fiindcă dacă vă uitați pe Asociația Băncilor Europene, singura țară în dreptul căreia nu scrie nimic este România. Poți să spui că Bitcoin-ul este crimă. Poți să spui că Bitcoin nu este ok, poți să spui că Bitcoin nu este licit, poți să spui că nu-l garantezi. Trebuie reglementat cumva, atât. Nu? Atât. Pentru că tranzacții, dacă dumneavoastră puneți căutarea acum Bitcoin Iași, o să vedeți că la 3 km se face tranzacție cu Bitcoin. Este o monedă nouă. Ăsta este viitorul platformei de tip blockchain. Dar, dincoace de asta, se fac tranzacții. Guvernul chiar nu vrea să imposteze toate tranzacțiile, fiindcă Bitcoinul poate să fie o monedă, poate să fie un produs financiar și poate să fie ca și aurul, un element de tezaurizat. Atât cer. Dom'le, recunoașteți-l și impozitați-i pe cei care fac tranzacții cu Bitcoin. Deci, știți cum este? Ca și pe vremea lui Ceaușescu, când noi spuneam că n-avem bolnavi de SIDA, că nu se purta cum să spună Ceaușescu că avem SIDA, dar noi aveam copii necăjiți.
bolnavi. Din și păcate, tocmai și din multe cazuri din nerecunoașterea. Exact. Dar ce mi este mie ca guvern să spun? Este atenție când cumpărați. Să pun în gardă oamenii. Oficial se poate procura. Cum? Dar poziția mea ca Bancă Națională și ca Minister al Finanțelor ar trebui să fie formulată. Asta este. Dar să știți că nu-i las. În fiecare an lansez o interpelare, o întrebare și sunt dispus. Bun, ați fost activ și ca senator în mandatul trecut. Nu m-am lăudat acum, apropo că sunt activ și mă simt bine cu asta, cu faptul că le-am schimbat niște obișnuințe la nivel de Camera Deputaților. Este o obligație a Parlamentului să mă lase pe mine să am o declarație politică și zgonea o luase. Și am reglat-o la propunerea mea și ok. Și alaltări, da? Am reușit să introduc pe lista celor care pot să folosească zilieri universitățile care au grădini botanice. Uh-huh. Și în felul ăsta, chiar discutând și cu directorul grădinii botanice, aveau numai 90 de zile permisiunea să lucreze. Acum au 180 și toți care în situația Universității din Iași sunt mulțumiți. La asta mă pricep, asta fac și pot să contribui neîntrebând ce culoare politică are grădina botanică. La ce mai lucrează Parlamentul în perioada asta? Of, dar sunt multe. Niște proiecte care credeți că sunt mai importante pentru, eventual pentru Ieșeni sau pentru... În varianta de acum, noi avem pe cod fiscal foarte multe intervenții și încercări de a legifera, de a regla. Sunt propuneri, apropo, și de modul de impozitare. M-a întrebat un taximetrist, mergând spre aeroport, nici nu știa ce sunt eu. Dar îmi spunea că, pe cuvântul meu de onoare, nu știa. Decât el spunea că eu sunt rectorul universității. Și m-a mulțumit să-mi spună că sunt rector și dacă sunt un rector că mai știe un pic și impozitare, aș fi chiar și mai încântat. Nu știa săracul ce sistem să folosească pentru impozitarea pe anul 2016. Ceea ce nu-i corect, doamne. Păi, fiindcă trebuie consultant fiscal, cum o să pună la dispoziție, am înțeles. Au zis consultanți fiscali. De unde naibă, că am zis, numai din galaxia luminii să scoți zeci de mii de consultanți fiscali, pentru ce? Praful de pe tobă. Deși aici, și am să vin cu un alt serial în Parlamentul României, alt fel de guvernare. Luați Estonia ca țară de referință să vedeți ce face un guvern estonian și ce nu fac guverne din țările din preajmă. Țări europene foarte puternice. Da, nu mai avem foarte mult timp ca să nu rămâneți fără o concluzie, măcar pentru ceea ce vedem că se întâmplă acum. Deci sunt în spațiu public, să le spunem, multe fumigene. Cum pe educație mai avem treabă. Cum deslușim ce vor politicienii prin fumul ăsta? Sigur, informându-ne mult mai mult, trecând, încercând să aflăm dacă este într-adevăr ceva în spatele ceea ce pare a fi fumigenă. Cred, de fapt, că acum ceea ce face internetul, presa alternativă, cred că ajută foarte mult. Publicul devine mai educat. Dar și încurcă, pe unii încurcă, poate încurca și pe cei care cred că știu lucruri, cred, tocmai abundența de informații. Deci, în general, educația și informarea aceasta ne salvează de fumigene. Și ce să spun, așa, ca să comentez, poate, nu știu, activitatea parlamentarilor de Iași, de exemplu, sunt unii, precum domnul profesor, care sunt foarte, foarte activi și care, uitați, au intervenții interesante, cea de Bitcoin, nici nu știam, însă mi se pare foarte, foarte interesantă și actuală și ieșim dintr-o zonă retrogradă, așa, sper, cât de curând. Însă, personal, în calitate de cetățean, până la urmă, al Iașiului, aș vrea să-i văd pe parlamentarii ieșeni, ca dincolo de proiectele legislative individuale, de situațiile speciale de legiferare pe care le observă și își manifestă interesul și sunt activi, să-i văd uniți și în jurul unor proiecte comune pentru această zonă. Cumva să existe un fel de acord transpartinic pe proiecte mari. Nu se întâmplă lucrul ăsta de ceva ani încoace și sper totuși să se întâmple. Sunteți optimistă, da. Da. 30 de secunde. 30 de secunde. Vă rog. Am o mare satisfacție pentru că ceea ce am făcut la CUZA în anii 2000, început de 2000, 2001-2002, cu dubla specializare, a trebuit să mă lupt de unul singur cu întregul sistem, iar acum, săptămâna trecută,
ministrul educației m-a rugat, și poate pot să confirme și colegii mei, să îi spun cum am rezolvat noi dubla specializare la Cuza, fiindcă proiectul ăsta este generator de duble specializări ca tinerii să poată să aibă o normă din două domenii și nu dintr-unul. Da. Iată ce a făcut Iașu în urmă cu 16 ani, România face după 16 ani. Vă mulțumesc mult, au fost alături de mine deputatul PNL Dumitru Oprea și lector universitar dr. Corina Barbaros de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice. Vă mulțumesc mult pentru această discuție și vă mai aștept și cu alt prilej. Vă mulțumesc și noastră pentru atenție. Rămâneți cu TVR Iași.